Salut, eu sunt Pihi, iar în acest videoclip îți voi prezenta rutina mea de warm-up pe Fortnite. Prima oară când intru pe joc, încep să crankez niște 90-uri ca în videoclip, dar nu până la acest nivel, ci crankez până la max size. Apoi editez, nu trebuie neapărat să editați rapid cum fac eu în videoclip, trebuie să editați consistent și să nu dați choke. Apoi, după cum vedeți și în videoclip, încep cu niște edituri foarte, foarte simple pe care toată lumea poate să le facă, doar pentru a mă încălzi teoretic. După aia continui cu double edit și după double edit continui cu triple. Mi se pare rutina de urmă foarte folositoare, ce simt pentru mine, pentru că îți dai impul la mecanici. Apoi avem nevoie de aceste două hărți, dacă avem Tinder și Raiders pe Google Map. Ce să vă spun, codurile le aveți și în descriere și acum pe ecran. Pe Scacov Aim Trainer fac următoarele hărți, pe care ce puțin eu le consider importante din toate cât sunt aici. Tile Frenzy, Horizontal, Dynamic, Vertical, Bounce, cele de la Box White, Mogul Classic, Side Jump și cele patru tunnele, pentru că te ajută destul de mult. Pe harta lui Raider, iau un pump legendar și un are și fac harta odată până mă simt destul de confident pe editurile mele și pe piscotul. Ce să vă zic? Mi se pare o harta foarte genială, te aștept în lumea dacă te joci măcar odată pe zi pe ea și îți dai improve la piscotul super, super bine. Acestea sunt setările mele, mă joc 1680x1050, 100 brightness, view distance-ul pe mediu. Nu știu ce să vă zic, vă las videoclipul pe ecran pentru că nu prea am ce zice despre... Am 3.0 cu CDPI. Acestea sunt și keybind-urile mele. Kovax este mult mai diferit decât hărțile de aim training de pe Fortnite. Aceste patru hărți le folosesc în mare parte, restul nu prea le găsesc rostul momentan. În primul rând, când intru pe Kovax, mă joc acest minigame sau mod numit Long Staves. Adică, după cum vedeți, nu se duce stânga-dreapta super rapid, se duce încet ca să poți să-l urmești. Cea mai folositoare hartă pentru antrenarea aimului când intri direct pe joc și mi se pare destul de ok. După ce mă încălzesc pe această artă, intru pe 6 targets TE, care sunt măricele. În general, la toate hărțile astea fac un challenge, un challenge are un minut, adică fac 5 ture de challenge-uri, adică 5 minute, ori 4-20 de minute de aim training pe Kovax, ceea ce este ok. Ca să ai un aim decent, ca să te poți juca și să nimerești mai mult decât ai nimerit până acum. După ce mă încălzesc 5 ture pe acest target, well, mă duc pe cel mic, pentru că cel mic este mai greu de atins, dar este mult mai folositor, pentru că dacă reușești să nimerești un target mic, o să nimerești și un target mare. După aceea mă mut pe Fast Staves, după ce termin cu primele 3 hărți, pentru că aici chiar trebuie să ai un aim destul de bun, cum eu nu l-am acum, pentru că n-am warm-up, dar cam astea sunt hărțile de pe Kovax. Bineînțeles, nu este unul cumpărat, dacă era cumpărat avea aici la online, dar la online nu este nimic. Cam atât a fost și acest videoclip, sper că ți-a plăcut, dacă ți-a plăcut, lasă un like și un share. Dacă vrei să mă susții, folosește în item shop codul meu, VHVN. Eu am fost VH, salut!